Noi vă rugăm încă o dată, așa cum i s-a promis, ca rectificarea bugetară din iulie 2015 să cuprindă și creșterea salarizării categoriilor de funcționari publici și nu abia în 2016. Chiar dacă răspunsul a fost că pentru 2016 este prevăzut în buget și noi nu ne mințim unii pe ceilalți și noi ne întoarcem înapoi și lucrăm cu o echipă de oameni cărora trebuie să le spunem de ce. Încă o dată revenim și spunem, deși nu atingem nivelul pe care Guvernul și l-a propus pentru creșterea salarială începând cu 2016, diminuat să fie, dar bunăvoința și înțelegerea să se simtă, să se resimtă în semestrul 2 al anului 2015. Reuniți la Constanța pentru a discuta probleme cu care se confruntă în activitatea de administrare a localităților, edilii spun că pentru a se putea ocupa de interesele locuitorilor, au nevoie în primul rând de susținere financiară în primării. Mai devreme, reprezentanții de concentratelor de la nivelul județului Constanța au prezentat care sunt obligațiile noastre a aleșilor locali, care sunt penalitățile, amenziile. Vreau să vă rog să mă credeți că încă o dată nu suntem în campanie electorală, nu critic guvernul din care fac parte, subliniez în schimb care sunt problemele legale, cu care și reale, cu care ne confruntăm. Edilii își doresc salarii mărite la rectificarea bugetară din vară și nu de la 1 ianuarie 2016. În momentul de față, în Parlamentul României este în dezbatere codul fiscal și codul de procedură fiscală. În funcție de finalizarea acestora, termenul fiind undeva în luna iunie, se va intra în dezbaterea cu legea salarizării unitare pentru sistemul bugetar, cu legea salarizării unitare pe care vrem să o facem aplicabilă de la 1 ianuarie 2016, cel târziu. Pe de altă parte, ministrul spune că în prezent aproximativ 65% dintre lucrătorii bugetari ajung la un salariu mediu de aproximativ 1200 de lei și tocmai de aceea este nevoie de reglementări care să adapteze nivelul de salariu la pregătirea profesională în domeniu. Legea salarizării unitare ar putea fi finalizată cel târziu la 1 ianuarie 2016.